Ok. Mai așteptăm, cred, un pic, da? Sau... Chiar începe. Putem să începe. Poftim? Putem începe, da? Bună ziua, în primul rând, tuturor. Astăzi, spunem, vrem să anunțăm rezultatele unui proces care a demarat mai de mult și la care cred eu că multă lume s-a așteptat la aceste informații. Vrem să anunțăm rezultatul auditului datoriilor Moldova Gaz față de Gazprom. Și ce mai departe, care sunt principalii pași următori, ce facem noi cu asta. În primul rând, vreau să încep cu faptul că de unde a venit acest audit, dacă țineți minte, acest lucru a fost agreat în octombrie 2021, inclusiv a fost inclus în acel protocol discutat la Sankt Petersburg sau semnat la Sankt Petersburg, unde Republica Moldova, partea moldovenească, a spunem, solicitat includerea în acest protocol a efectuării auditului pentru ca să ne lămurim cei cu acest stoc de datorii. Acum vreau să spun încă un pic de informații de context despre ce vorbim noi de fapt, care este rolul Guvernului Republicii Moldova în toată istoria asta și care este rolul, relația între guvern și datoria aceasta de la Moldova Gaz la Gazprom. Guvernul este acționar la Moldova Gaz. Guvernul deține 35%, circa 35% din acțiunile Moldova Gaz. 50% le deține Gazprom. Încă vreo 13% Gazprom le controlează ca și cotă a, spunem, regiunii Transnistriei. Deci, în total, Gazprom controlează peste 63% din capitalul Moldova Gaz. În esență, compania Moldova Gaz este o companie fică a Gazpromului, este, dacă doriți, nu știu, un fel de Gazprom Moldova, deci un fel de companie fică a Gazpromului în Republica Moldova. Totodată, guvernul deținând o cotă în această companie, sigur că este interesat ca și compania să prospere, să fie, funcționeze bine și într-a doilea rând, și la fel este interesată, dar ce facem noi cu această datorie care este atât de mare încât capitalul întreprinderii, valoarea acestei întreprinderi este subminat. Și atunci Guvernul Republicii Moldova față de Moldova Gaz este ca acționar minoritar și este interesat în această datorie din două puncte de vedere. Una, că această datorie poate fi sau să pretindea de la consumatorii, de la cetățenii Republicii Moldova și doi, că noi suntem ca acționar în minoritar în compania Moldova Gaz, care avem și noi interese legitime în buna funcționare a acestei companii. Într-a doilea rând, vreau să spun că noi, așa cum am promis, vrem să facem tot acest, am încercat să facem tot acest proces cu maximă transparență. Așa cum am promis, atât propriu zis textul documentului de audit vor fi publicate, astăzi pe pagina web a Ministerului Energiei. Acum la conferința de presă propriu-zisă, deci cum voi structura, eu voi vorbi foarte succint, voi vorbi foarte pe scurt despre tezele principale, cifrele principale, dar după asta, dacă vor fi întrebări, sigur că vom putea intra în detalii. Deci, în esență, de ce vorbim noi? La momentul efectuării auditului sau datoria către 31 octombrie 2021 era
cifra care o să o găsiți în audit, circa 756 de milioane. Dar, deoarece o parte din datorii între timp s-au plătit, noi acum vorbim de un stoc de datorii la sfârșitul lunii martie 2022 de circa 709 milioane dolari. Deci noi vorbim de cifra de 709 milioane dolari. Acum, ce înseamnă în esență să recunoști 709 milioane dolari ca datorii, să o plătești, să-ți asumi responsabilitatea să plătești toată această sumă? Asta în mediu pentru o gospodărie, o familie conectată la gaz, asta înseamnă circa 1000 de dolari de familie. Cam atâta e suma. Totodată, auditul confirmă, și asta veți găsi și în textul auditului, că cea mai mare parte, partea leului, deci din această datorie, nu poate fi, deci nu este, fie nu au fost prezentate documente confirmative pe această datorie, fie această datorie nu este executabilă. Dacă trebuie, ulterior o să intrăm în detalii. Deci din 709 milioane este cea mai mare parte, nu este fie confirmată, fie executabilă. Și acum, deși, trebuie să menționăm, auditorii au solicitat documentele confirmative de la Moldova Gaz, de la Gazprom, dar aceste documente nu au fost prezentate. Asta nu înseamnă că ele poate nu există undeva la Gazprom, dar auditorii s-au bazat pe informația pe care au avut-o. Și asta sunt concluziile auditului. Totodată, la rândul său, și partea moldovenească și Moldova Gaz ar putea, are temei, conform rezultatelor auditelor, să înainteze anumite, spunem așa, pretenții sau pretenții financiare față de Gazprom. Auditul menționează expres câteva elemente. Unu, modalitatea de repartizare a veniturilor din tranzitul de gază pe teritoriul Republicii Moldova, unde auditorii statuează că există temei pentru a înainta o pretenție de circa 160 de milioane de lei, de dolari. Și doi, este vorba de neexecutarea de către Gazprom în toamna anului trecut, în iarna anului acesta, a obligațiilor sale cu privire la volumele de gaze livrate. Pentru că, dacă țineți minte, în octombrie anul trecut, Gazprom a limitat unilateral contractul privirilor contractului volumele de gaze pe care le-a livrat în Republica Moldova, chiar dacă noi am comandat și contractul prevede livrarea altor volume. Deci, acest lucru la fel reprezintă un episod pe care Moldova Gaz ar putea înainta pretenții financiare față de Gazprom. La fel, auditul s-a referit și la o istorie cu mult mai veche legată de modalitatea de formare a Moldova Gaz și anume cum a fost evaluată contribuția Republicii Moldova cu active în această cotă și cât de fapt trebuia să fie cota Guvernul Republicii Moldova sau datoria care să fie casată de Gazprom. Asta nu face parte subiectului de datorii, asta nu face parte subiectului rezolvării datoriilor între Moldova Gaz de Gazprom, dar asta e la fel un subiect care a fost menționat în audit și în general vreau să menționez că o bună parte din constatările care acum sunt confirmate de fapt de auditori internaționali, că asta este la fel, trebuie să menționez că acest audit a fost efectuat de companii reputabile, cu renume internaționale care se ocupă de asemenea subiecte. Este vorba de companie din Norvegia Wikborg Rein și compania din Marea Britanie Forensic Alliance, dacă nu greșesc. Și aceste companii au experiență și au o reputație în lumea companiilor care se ocupă de asemenea analize, de asemenea rapoarte. Respectiv,
E una când anumite constatări sau propuneri le fac reprezentanți societății civile, inclusiv umila mea persoană, la anumită etapă am făcut o bună parte din lucrurile care au fost menționate în acest audit, ele au fost spuse și anterior din societatea civilă. Au fost spuse de către mine, au fost spuse din rapoartele făcute de Sergiu Tofilat, de domnul Șoitu. Deci ele au fost o bună parte din concluziile sau tezele lansate acum, atunci, se confirmă prin rezultatele acestui audit. Deci, din acest punct de vedere, în esență, auditul, confirmând posibilitatea ca și Moldova Gaz sau compania fiică a Gazpromului în Republica Moldova să inițieze o acțiune sau o serie de acțiuni împotriva Gazpromului pentru, cu pretenții financiare, ce de fapt se propune? Se propune ca să fie achitată o sumă de 8,6, echivalentul a circa 8,6 milioane de dolari la această etapă, și toate subiectele astea să fie închise. Deci să fie rezolvată această datorie prin achitarea a 8,6 milioane dolari SUA. Asta este propunerea pe care am înaintat-o către Gazprom și, așa cum spuneam, noi suntem interesați să așteptăm în primul rând reacția, pentru că urmează și niște proceduri. Conform înțelegerilor, acest raport urmează a fi revăzut, inclusiv poate, inclusiv rezultatele lui urmează a fi aprobate în Consiliul de Observatori a Moldova Gaz. Vom vedea cum vor demara procedurile interne, dar asta este, spunem, poziția Guvernului Republicii Moldova și asta este ceea ce noi am înaintat ca și propunere. Mai departe, eu cred că există loc de discuții și așteptăm reacția Moldova Gaz și Gazprom. Cam astea sunt concluziile principale. Acum, dacă sunt întrebări, mai departe sunt gata să răspund la ele, să intrăm în detalii. Mersi. Da, da, deci asta a fost și una din motivele de reținere, pentru că acolo erau niște proceduri care trebuiau finalizate, semnate, transmise la timp către Gazprom. Noi nu am vrut să ieșim în conferință de presă, să anunțăm rezultatele înainte de a informa Moldova Gaz și Gazprom în mod oficial. Așa că, da, asta s-a făcut. Da. Deci noi la moment nu am calculat valoarea totală a pretenției care ar putea o înainta și în raportul, în raportul auditorilor chestia asta nu se regăsește, inclusiv din cauza faptului că auditorii s-au referit la datoria, stocul de datorii a Moldova Gaz față de Gazprom. Situația asta cu non-livrările, nelivrările de gaz a apărut după perioada în care auditorii au analizat datoriile, respectiv nu a fost ca scop pentru ei să estimeze și prejudiciile sau pretențiile financiare care le putem înainta pentru acest lucru. Dar urmează să o facem, respectiv vom putea spune, cred că, suma mai târziu. Natalia Chicu, TVR Moldova. Domnul Parlicov, ați menționat că o mare parte din aceste datorii nu au documente confirmative. Dacă puteți să ne spuneți despre ce sumă este vorba din cele 709 milioane? Deci este vorba de suma de 276 de milioane. Datorie care este integral, pentru că datoria față de Gazprom trebuie, spunem, apropo, vorbim doar de datorie pe malul drept, așa? Deci ca să fie foarte clar, asta ține de datoriile pentru gazul consumat pe malul drept. Și aceste, spunem, datorii au, sunt o parte din ele sunt datorii față de Gazprom nemijlocit,
Dar o parte din ele au fost cesionate de Gazprom la o altă companie fiica sa, Factoring Finance, dacă țineți minte. Exista așa o companie. Deci, datoriile până în 2005, dacă nu greșesc, toate au fost cesionate ca, față de Factoring Finance. Și atunci, atunci această datorie, care nu poate fi confirmată, este integral, ține integral de datoria față de Factoring Finance, care tot o companie fiica a Gazpromului, și ține de perioada până în anul 2003, deci până la 31 decembrie 2002. Deci această sumă de 276 se referă la acea perioadă. Pardon. Parlucu, vrem să înțelegem. Inițial ei au spus că este vorba despre o datorie de 709 milioane. Acum dumneavoastră spuneți că nu are acoperire suma de 276 de milioane. Nu. Eu am spus că, deci, am spus așa, că... Nu sunt documente. Documentar, deci, ca să spun așa, auditorii au solicitat documente confirmative pentru tot stocul de datorii. Apiată din 709, pentru 276, nu au fost confirmate, deci nu au fost prezentate documente confirmative nici la Moldova Gaz, nici de la Gazprom. Deși au fost solicitate aceste informații. Asta, repet, deci, auditorii operează cu informația de care dispun. Ei au solicitat, lor nu li s-au dat aceste informații, respectiv ei au scris că nu există la moment documente pe care să confirme existența acestor datorii până la sfârșitul anului 2002. Dar mai rămâne acea diferență, vrem să înțeleg. Deci, asta acum, din cealaltă diferență, aceste sume, din câte înțeleg eu, vor fi în comunicat, încă 400 de milioane sunt neexecutabile. Deci nu sunt, cum spun așa, nu sunt plătibile. Deci, haideți așa, mai simplu, expirate, dacă doriți. Există o procedură de validare a datoriilor. Deci atunci când tu deții o datorie și ea durează de mulți, mulți, mulți ani, periodic ea trebuie reconfirmată. Păi suma asta de vreo 400 de milioane de dolari nu a fost reconfirmată de Gazprom în procedură, în procedura necesară. Politic Medie, Eduard Maciac. Domnul Palicov, spuneți-ne în primul rând ce efect juridic va avea acest audit în cazul în care partea rusă nu va fi de acord cu aceste cifre? Foarte bună întrebare, mersi domnule Maciac. În primul rând, noi înțelegem că acest audit, așa cum a fost discutat, urmează a fi supus aprobărilor inclusiv în organele de conducere a Moldova Gaz. Noi admitem că el nu va fi aprobat, pentru că acolo majoritatea o deține oricum Gazprom. Totodată, acest audit servește ca o bază pentru noi, pentru Republica Moldova, pentru Guvernul Republicii Moldova, pentru cetățenii din Republica Moldova, ca să ne formulăm noi o poziție vis-a-vis de cum trebuie să abordăm aceste datorii. Deci, da, juridic vorbind, noi înțelegem că există o probabilitate destul de înaltă ca acest raport să nu fie aprobat, concluziile acestui raport, să nu fie aprobate la Consiliul de Observatori. Dar asta nu înseamnă că guvernul nu știe, gata, noi am uitat de ce scrie în audit, noi nu știm ce scrie acolo și spunem, asta nu influențează nicicum poziția guvernului. Poziția guvernului vis-a-vis de ce trebuie să facem cu aceste datorii, oricum se bazează pe rezultatele acestui audit. Da. Dumneavoastră, anticipați pe undeva o dispută într-un arbitraj internațional și dacă anticipați un asemenea scenariu, guvernul va fi parte a acestei dispute sau nu? Deci aici sunt foarte multe opțiuni și eu cred că la această etapă este foarte prematur să vorbim despre acest lucru. Există și un scenariu în care să existe și arbitraj pe aceste datorii, dar există și alte scenarii. Adică eu cred că nu trebuie să forțăm nota și să discutăm lucruri care, spunem, nu sunt siguri și certe, probabilități. Deci haideți să așteptăm reacția Moldova Gaz și Gazprom și după asta vom acționa în consecință. Domnule ministru, aceste 8,6 milioane de dolari, ele sunt confirmate ca datorie, da? Să înțelegem. Deci asta e din cele 709, da.
Și în afară de asta, Republica Moldova ar putea să mai aibă anumite pretenții față de da. Gazprom, inclusiv și cota statului? Nu, cu cota statului este separat, pentru că asta nu ține de datoria, nemijlocit de stocul de datorii. Da. Acolo sunt alte mecanisme, dar auditorii pur și simplu au menționat acest lucru pentru că auditorii l-au specificat în raport și asta a fost, dacă țineți minte, a fost una din tezele care au fost lansate anterior din societatea civilă și iată, acum există o confirmare și din partea auditorilor. Sigur că auditorii nu au avut ca scop să intre în detalii pe anume acest subiect și acolo încă urmează să facem și niște investigații, cred că la noi, pe intern în Republica Moldova, dar subiectul ăsta a fost ridicat, el nu face parte din subiectul, nu este legat direct, nu face parte din stocul de datorii. Bună dimineața, Ana Glușco, Deutsche Welle. Tot referitor la aspectul juridic, dacă vorbim despre Moldova Gaz, după cum cunoaștem, după cum spun unii experți, această datorie a fost recunoscută în documentare, deci în acte normative de către Moldova Gaz. Nu acte normative, deci între companii, între Moldova Gaz și Gazprom, repet, Moldova Gaz fiind o companie fiică a Gazpromului, așa? Deci între Gazprom și Moldova Gaz se semnează de fiecare dată acte de primire, predare, recepție, verificarea soldului de datorii, acolo ele sunt. Dar dincolo de, spunem, procedurile contabile, cum reflectă în contabilitate o anumită datorie, există anumite proceduri juridice de cum recuperezi o datorie. Așa? Și aceste proceduri juridice Gazpromul nu le-a spunem, efectuat pentru confirmarea acestor datorii. În general, dacă doriți așa un pic mai politic, să spun, modul în care Gazpromul s-a comportat și cu datoriile, și cu mai multe subiecte în Republica Moldova, sugerează că el, de fapt, nu a avut ca principal obiectiv business. Deci a urmărit deseori scopuri, deci a urmărit scopuri politice, în esență. Deci, dacă țineți minte, datoriile astea despre care noi vorbim, de atunci, la 31 octombrie 2021, erau 756 milioane, pe urmă s-au mai plătit o parte. Deci, ele nu s-au acumulat în octombrie 2021. Noastră, vă dați seama că aceste datorii se trag din, inclusiv din anii 90. Acum, livrarea gazelor sau limitarea livrării de gaze, Gazprom au făcut-o pentru prima oară în Republica, bun, poate nu pentru prima oară, dar cel puțin în istorie recentă, a făcut-o doar în octombrie 2021. Aceste datorii existau. Niciodată până atunci, Gazprom nu a șantajat până în până în măsura în care să limiteze livrările de gaz. Da, au fost judecăți, da, au fost arbitraje, da, au fost, dar niciodată nu s-a limitat volumul de gaze. Deci, după mine, în general, comportamentul Gazprom în Republica Moldova trebuie privit mai larg decât strict aspectul comercial. Și inclusiv modul în care Gazprom tratează așa destul de a tratat acest stoc de datorii, la fel un fel de un indiciu, o confirmare indirectă a acestui lucru. Da, ați atins o temă foarte importantă aici pentru că e vorba despre un aspect politic. Într-adevăr, a fost folosită această întrebare ca în scopuri de șantaj. Și acum urmează o întrebare, dacă îmi permit colegii, totuși din punct de vedere politic, iarăși să privim această situație. Și acum să înțelegem că Rusia a rămas fără această bâtă, da, energetică, dar totuși putem să așteptăm la anumite răspunsuri, da, pentru țara noastră, politice în primul rând, și mai este un instrument, Transnistria, care este acum aprovizionată cu gazul rusesc. Și dacă guvernul are un plan în cazul în care Rusia nu mai
nu știu, nu mai exportă gazul în această teritorie, da, în Transnistria, în cazul în care Transnistria rămâne fără gaz rusesc, Guvernul Republicii Moldova are un plan cum vom soluționa această situație? Eu vreau să revin la subiect. În primul rând, dacă țineți minte, acest audit vizează datoriile Gazprom, sau Moldova Gaz față de Gazprom, pe malul drept. Deci ține de malul drept. De malul stâng, cât s-a acumulat acolo, nici nu este vorba, deci n-a fost subiectul de discuție. Dacă Gazprom vrea să sancționeze cetățenii de pe malul stâng pentru rezultatele auditului datoriilor pe malul drept, ok, deci ei pot să facă. Desigur că noi luăm în calcul diferite scenarii și eu sunt sigur că noi vom face față. Domnul Parlicov, ați vorbit despre un accept din partea acționarilor la acest audit. Ce s-ar putea întâmpla dacă acționarii nu ar susține rezultatele acestui audit? Deci asta va însemna că procedural în cadrul Moldova Gaz acest audit nu este aprobat, dar asta nu reformulează, nu schimbă poziția Guvernului Republicii Moldova nici în calitate de acționar, nici în calitate de Guvern al Republicii Moldova, ca entitate politică care trebuie să aibă grijă de cetățenii noștri. Repet, dacă noi acceptăm să achităm toate aceste datorii, e vorba de 1000 de dolari pentru fiecare gospodărie conectată la gaz. Deci, asta nu schimbă poziția noastră față de aceste datorii. Noi oricum vom reieși și vom acționa pentru a rezolva această problemă în modul în care ne propunem. Da. Asta eu înțelegeți, asta eu sunt sigur că va urma un proces de discuții și va urma un proces de, spunem, negocieri pe acest subiect. Dar baza pentru aceste negocieri pentru Guvernul Republicii Moldova este acest audit. Și încă o întrebare. Dacă este menționat în acest audit acele datorii de 3,3 miliarde de lei ca să fie trecute în cont ca datorii Moldova Gaz față de Agenția de Proprietăți Publice. Vă aduceți aminte acea hotărâre a Parlamentului care a fost discutată anul acesta. Este menționată această datorie sau nu? Nu avea cum să fie menționată, repet, acest audit și companiile de audit care l-au efectuat au avut ca scop să analizeze datoriile până la 31 octombrie 2021. Da, sigur că acum deja cifrele sunt puțin diferite, actualizate, dar pe această hotărâre a Parlamentului n-aveau cum să expună auditorii. Tot la subiectul gazelor, domnul Parlicov, Vestmol Transgaz va prelua rețelele de gaz. S-a scris o precizare, este vorba doar despre rețelele de pe malul drept, pentru că în presă a scris că și cele de pe malul stâng. Da, un fel de off-topic, am înțeles. Deci, ca să fie... Haideți, dacă nu vă supărați, haideți să terminăm cu auditul, dacă mai sunt întrebări. Și după asta eu o să răspund despre unbundling, nu-i problemă. Bună ziua, Iuliana Maranciuc, reporter ProTV. Dacă Gazprom acceptă și recunoaște acest audit, menționați că Moldova este gata să achite datorii de 8,6 milioane de dolari. Asta ce ar însemna în factorii Moldova, dar Moldova Gaz. Și Moldova Gaz are posibilitatea să-i achite. Cum asta s-ar reflecta în facturile oamenilor? Nici de cum. Asta sunt bani care sunt, spunem, intră perfect în, spunem, marja de, inclusiv marja de profitabilitate a Moldova Gaz. Domnul ministru, dar cum ați ajuns la 8,6 milioane? Care a fost raționamentul? Asta e mult de explicat, asta chiar nu vreau să explic acum. Asta este o cifră, spunem, rezultatul unui calcul, unei estimări așa mai complex, legat și de datorii și de șansele noastre de recuperare a datoriilor pe care le, sau a
pretențiilor financiare pe care noi le putem să le înaintăm față de Gazprom. Este o cifră așa mai complexă. O precizare la întrebarea colegilor cu referire la arbitrajul internațional. Ați spus că este prematur să se vorbească, însă așteptați răspunsul lui Moldova Gaz și Gazprom. La ce răspuns vă așteptați, dacă tot ați analizat situația, ce răspuns ar trebui să dea Moldova Gaz și Gazprom ca să se meargă în arbitraj internațional? Deci, la moment, eu cred că va urma procedura de supunere aprobării acestui raport în Consiliul de Observatori, după care noi ne așteptăm la un dialog cu partea rusă pe proiectul de, spunem așa, rezoluțiunea acestor datorii înaintat de noi. Adică noi am înaintat propunerea noastră, mai departe minge pe terenul lor. Sigur că, repet, asta cel mai probabil că vor urma și discuții pe acest subiect, adică asta nu este, asta este propunerea noastră, dar urmează să vedem cu ce reacții vin cei din Sankt Petersburg. Și o întrebare, dacă tot vine sezonul rece, ne-am putea aștepta la micșorarea tarifelor la gazelor, la gazele naturale? Iar off topic, ok. Da. Noi, așa cum am declarat și anterior, noi facem tot posibilul ca să dăm temei agenției să reducă tarifele. Eu nu vreau acum să intru în detalii și pe cifre. Credeți-mă că se muncește. Și atunci când noi deja am publicat, dacă ați văzut, Energocom a publicat când, cât gaz, cu ce preț a procurat în această perioadă, nu intru în detalii, muncim mai departe, când am cifrele finale, o să ies și o să le anunț. Cu Vestmol Transgaz și cu unbundling-ul. Deci, în primul rând, trebuie să înțelegem că asta este un prim pas. Este un pas extrem de important și este un pas, spunem, enorm, din mai multe puncte de vedere. S-a lucrat foarte mult pe această, inclusiv ca această relație între Vest, sau această relație de transferare, de preluare treptată a activității Moldova Transgaz de Vestmol Transgaz să treacă în primul rând cât mai lin pentru consumatorii să nu observe nimic pe de o parte, pe de altă parte, toate părțile să fie, spunem, cooperante și să agrieze acest contract de bunăvoie. Pentru că exista scenariu în care dacă companiile nu ajungeau la un consens, să intervină ANRE-ul cu toporul, spună că ia că voia să faceți așa, voia să faceți așa. Noi am vrut să evităm la MAC, dacă țineți minte, a fost modificată și legea prin dispoziția CSE în luna iunie pentru a putea permite intervenția inclusiv ANRE dacă nu se ajunge la un consens. Au fost și o decizie de CSE acum pe 4 septembrie, exact în ziua care a expirat termenul și care a dat posibilitate și a dat temei ca Vestmol Transgaz să semneze totuși cu Moldova Transgaz și unul din elemente viza anume regiunea transnistreană. Pentru că este o regiune specială, este o regiune în care noi nu avem controlul, nu putem asigura funcționalitatea legislației Republicii Moldova și atunci ea merita un tratament separat. Și pe acest teritoriu rămâne ca responsabil și operator a sistemului de transport integral pe teritoriul Republicii Moldova va fi Vestmol Transgaz, dar operarea tehnică a rețelelor de pe teritoriul de pe partea stângă a Nistrului se va face exact cum s-a făcut acum într-o relație contractuală dintre Moldova Transgaz și Tiraspol Transgaz. Adică acolo e o construcție mai complicată, Vestmol Transgaz preia o parte din activități, dar gestiunea tehnică o face în continuare Tiraspol Transgaz și Moldova Transgaz. Malvina Cojocar, Newsmaker. Domnule Parlikov, există negocieri cu centrala termoelectrică de la Cuciurgan pe tema energiei electrice? Va fi prelungit acordul și dacă da, în ce condiții și de ce Chișinăul nu poate cere eliberarea deținuților politici ca una dintre condiții? Văd că vă-i dor de mine, că toate subiectele vreți să discutăm în această conferință de presă.
În primul rând, pe contractul de furnizare energiei electrice cu centrala termoelectrică moldovenească, da, se duc discuții. Nu, încă nu s-a ajuns la un consens. Este un proces de discuții. Dacă țineți minte, aproape întotdeauna aceste contracte, aceste discuții au durat până în ultima zi. Noi am început de cu vreme, noi am început să discutăm din 1 august, dar știți cum, pozițiile sunt fixate, s-au făcut propuneri, contrapropuneri, urmează să ajungem la sfârșitul lunii septembrie și să, deci noi sperăm să încheiem și noi am propus părții transnistrene să păstrăm în esență relația sau această structură contractuală, să vedem unde ajungem, dar, repet, noi nu vrem să ajungem în situația în care am fost în noiembrie anul trecut, dar dacă va fi nevoie, suntem pregătiți de asta. Tot la energie electrică, solicitați în cadrul negocierilor același preț în condițiile în care Gazprom a anunțat că, Moldova Gaz mai exact, a anunțat că cumpără de la Gazprom în luna septembrie gaz mai scump cu aproape 50 de dolari. Moldova Gaz cumpără gaz de la Gazprom doar pentru regiunea transnistreană. Pentru cei din regiunea transnistreană e cam lui tot una și preț nu plătească gazul. Domnule ministru, spuneți-ne până la urmă cât a costat acest audit, pentru că în presă a apărut o cifră la etapa inițială, după care noi ați făcut câteva precizări. Acest audit până acum ne-a costat 850.000 de euro, dacă nu greșesc, dar mai căutăm soluții, pentru că compania de audit a făcut lucru suplimentar. Contractul ăsta, inclusiv contractul ăsta, trebuia să-l închidem pentru a finaliza deja procesul și vom căuta soluții pentru a mai achita sau să vedem cum rezolvăm problema, pentru că ei au înaintat și o factură suplimentară, care noi acum ne gândim cum să o gestionăm. De ce sumă? Încă de vreo 300 de... Mai scurt, în total era circa 1.150.000 de euro. Domnule, să vreau să vă întreb... Eu, apropo, consider că pentru volumul de lucru care s-a făcut și pentru a avea niște rezultate pe care noi le-am văzut, este o sumă foarte, foarte... Știți cum? Când plătești cam un milion de euro și ai o bază juridică solidă de a reduce datoria cu vreo 700 de milioane? Vrem să vă întrebăm dacă puteți să ne precizați ce sumă achită Vestmol Transgazul pentru contractul de locațiune a rețelelor. Este un contract, eu, dacă țin minte bine, suma așa, eu repet, nu... Am participat și eu la aceste discuții, asta inclusiv a fost unul din subiectele până la urmă care s-au bătut pentru fiecare milion de lei. Dacă nu greșesc eu, într-un final s-a ajuns la circa 165 de milioane de lei. Anual. Și încă un moment referitor la audit. După cum cunoaștem, deci una dintre companii a participat la auditul și naftogazului din Ucraina. Dar diferența noastră și Ucrainei în faptul că naftogaz niciodată nu a aparținut Gazpromului, cum aparține fiica Gazpromului Moldovagaz. Și ei au câștigat această judecată, arbitraj. Care sunt șansele noastre? Hai să nu vorbim de arbitraj. Hai să vorbim să și așteptăm ce spune Gazprom și după asta să... По поводу передачи сетей в аренду, «Газпром» каким-то образом высказался по этому поводу, по поводу того, что сети передали в аренду «Вестмол Трансгаз»? Была ли какая-то реакция, возмущение, недовольство? Я персонал не амаузит, а фосту реакции, а фосту коммуникат дела «Молдова Газ», и ел на фост, ел на фост дистуди позитив, так я не веду... o problemă, o tensiune. Toată lumea înțelege și inclusiv Gazprom înțelege că noi avem niște obligații asumate în raport cu finalizarea acestui unbundling.
Lucrurile astea durează din anul 2012, 2011 sau 2012, dacă nu greșesc, 2012. S-au tot amânat, s-au amânat până în 2020, până în 2021. Deci lucrurile trebuiau puse la punct. Și eu cred că și Gazprom înțelege că, da, sigur că ei n-au vrut, inclusiv politic, cred că n-au vrut să participe la acest proces, dar nu am văzut din partea lor vreo reacție vehementă, negativă la acest subiect. Mersi frumos și o zi bună vă doresc!